În Japonia este un altul care pretinde că e Mesia, Iisus Matayoshi. Și el spune că este Dumnezeul adevărat care aduce judecata lui Dumnezeu peste Japonia și peste lumea întreagă. Și se duc după el mii de oameni. Dar din primul veac până în zilele noastre au fost mii și mii de asemenea Hristoși mincinoși. Și Domnul Iisus spune discernământ. Unul singur este Fiul lui Dumnezeu. Și va veni cu mare slavă pe norii cerului. Aleluia! Vegheați! Al doilea lucru pe care spune Domnul Iisus, vegheați ca să nu fiți înșelați cu privire la data venirii Domnului. Pentru că vor fi oameni care vor profeți și vor spune că ei au descoperit data la care va veni Domnul. Acum Domnul Iisus ne spune cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe cine nu știe? Absolut nimeni. Nu știu îngerii din cer. Nu știe nici Fiul. Doar unul singur știe. Cine este acela? Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Domnul.